Pandemia de COVID-19 a generat o serie de efecte cu impact puternic nu doar asupra sănătății populației, ci și asupra vieții economice și sociale, iar tinerii au fost și ei puternic afectați de criza sanitară. Aceasta a amplificat stările de anxietate, frica și depresia. Este greu să fii adolescent în orice context, iar pandemia de coronavirus face și mai dificil această perioadă a vieții. Cu școli închise și evenimente anulate, mulți adolescenți ratează activități importante, dar și interacțiuni obișnuite de zi cu zi, cum ar fi discuțiile cu prietenii sau participarea la clasă. Dar cum te-a afectat pe tine pandemia? Mai ești cu prietenii? Da, nu prea m-am mai lăsat să mai ies cu prietenii și mai mult am stat în casă. Și online, da, nu prea mai învățat cam nimic. Sincer, da, înainte era mai bine, te mai relaxai la sfârșit de săptămână. Era distractiv, era o distracție în plus, așa e plictisitor. Am intrat într-o rutină, practic. Da, toată săptămâna faci același lucru, ieși și stai pe bancă. Când crezi tu că va dispărea această pandemie? Păi nu știu dacă vom reveni în totalitate la normal. Poate niciodată nu o să revenim, dar de trecut o să treacă, nu o să mai fie așa rău. Bănuiesc că în câteva luni sau poate chiar un an o să fie lucrurile mai bune. Dacă închiderea școlilor și titlurile alarmiste vă provoacă neliniște, să știți că nu sunteți singurii care simt asta. De fapt, aceasta este reacția normală. Psihologii au acceptat de mult că anxietatea este o funcție normală și sănătoasă care ne alertează în caz de pericol și ne ajută să luăm măsuri de protecție. Păi, la început a fost mai greu, știi? Adică după o perioadă în care am stat izolați atâta timp, după ce am ieșit afară, a fost puțin greu să mă reobișnuiesc, știi, dar după a fost ok. Și acum, de exemplu, în momentul ăsta, nu ți lipsește, nu știu, ieșitul la un pub, la un club? Păi, având în vedere faptul că sunt vaccinat, n-am vreo problemă, deci e ok. Nu mai pot să ies cu prieteni, din păcate, acum stau numai în casă, trebuie să purtăm și mască și câteodată simt că nu pot să respir. Deci este greu să înțeleg. Da, mi-e greu, sper să se termine mai repede. Nu știu, nu mă afectează atât de mult. Spui că nu ieșeai nici înainte extraordinar de mult încă să... Nu, doar în pub-uri, dar la un sum, nu la parte. Dacă doriți să vă petreceți timpul cu prietenii, menținând totodată distanța socială, rețelele de socializare sunt canale de comunicare excelente. În timpul pandemiei, lucrurile au fost însă mai dificile pentru ei. Foarte dornici de interacțiune socială, tinerii au fost loviți în pandemie de izolare. Timizi până când încep să aibă propriile realizări, au fost privați de posibilitățile de a se exprima în mediul școlar sau la primele joburi. Visătorii au intrat pentru o perioadă într-un vis mai urât.